Uitați utilajele, cum stau degeaba. Ieri pe ploaie torențială lucrau toate, toate. Și astăzi, când vremea e mult mai bună decât ieri, nu se lucrează nimic. A pus ieri asfalt electoral care să dureze 6 luni maxim, până la alegerile locale. De ce credeți că pe ploaie se asfaltează și pe vreme bună nu? Ce e România? Zice că de ce nu se e prost asfaltul să duce dacă... Cum e o harabă, că dacă lucrează 10 muncitori. Da, mochiul roșu acolo ați văzut ce e. Păi iau să-mi aduce și mie în curte niște asfalt. Tu dă scurt că e de dracu. Dacă le dau o sticlă de vin pe rod? Bă, îl dă scurt că e ăștia. Tu spune că nu-i treabă nici dracu. Am asfaltat-o acum 9 ani când ne-am făcut casele, 3 vecini, cu banii noștri. Ilegal, evident. Era un drum de țară normal. Toamna lui 2014, când s-a terminat blocul ăsta frumos, s-au racordat cu o firmă particulară care a făcut ce a făcut și după aia a lăsat așa. N-aveți mare așteptări, să înțeleg, de la primar? Nu.